Să facem trecerea de la aceste nenumărate, dar plăcute cântări la cuvântul Scripturilor cu un vers de cântare din Biblie. De la numărul 145, versul 3. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Și mărimea Lui este nepătrunsă. Și dacă e atât de mare, asta numai cât vedem noi, că El e mai mare de atât. Deci în versetul următor, fiecare neam de oameni, părinți, copii, generații care vin, să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Amin. Mulțumim Tatălui Ceresc, așa cum s-a spus, că împreună cu soția am ajuns la dumneavoastră ultima ei misiune împreună cu mine a fost tot la dumneavoastră acum aproape 2 ani, la o nuntă. Nu știam că la o lună după ce ne-am întors în țară, într-o zi în care ea spunea, așa mă simt de bine, dintr-o dată a zis, mi-e rău, și pentru aproape 6 ore a fost inconștientă. În acea zi s-a descoperit că are o tumoră la creier, 3 luni mai târziu a fost operată, rezultatul de la biopsie a dat că este, așa cum spunea profesorul, cancer, a urmat chimioterapie, radioterapie și după toate acestea un remeneu care arăta că tumora a recidivat într-o stare mai mare decât înainte. Asta se petrecea în iunie anul trecut și atunci am zis, ne lăsăm în mâna Domnului. Starea ei s-a înrăutățit încet, încet. A coborât până la sub 58 de kilograme, amețea până la peste 15 ori pe zi. N-a mai putut să meargă la adunare. A fost o școală care ne-a prins bine. Am zis că am plâns într-un an mai mult decât în 50. Dar Dumnezeu s-a îndurat și încet, încet numărul amețelilor s-a redus. De la 1 martie n-am amețit niciodată, a pus în kilograme, în greutate vreo 6 kilograme și acum Domnul ne-a îngăduit, repet, prima dată să mă însoțească peste hotare. Numai Domnul știe ce înseamnă asta pentru mine și pentru ea. Am spus asta ca să mulțumim împreună și să lăudăm pe Domnul. Nu știm cât mai trăim de aici înainte. Dar pentru ce a făcut Domnul până în ziua de astăzi, merită să fie lăudat. Vă doresc, fiind o zi de binecuvântare, cum spune în Psalmul 115, binecuvântare la cei mari și la cei mici. Că predica nu pricepe ăștia mici, numai rugăciunea de binecuvântare pentru ăștia mici. Dragii mei, să întoarcem paginile Bibliei la Proverbe, capitolul 4, voi spune ceva ce eu zic că este principiul fundamental în educația copiilor sau în creșterea copiilor. Sunt multe principii, dar cel pe care îl voi enunța este fundamental. Textul a început cu cuvintele, ascultați fiilor învățători a unui tată. Exprimarea asta vizează pe tata sau pe fiul? În primul rând pe tata ca să învețe, apoi pe fiul ca să audă, nu? Solomon își amintește, după cum scrie de la versetul 3, că atunci când era fiul la tatăl său, fiul Ginga și singur la mama lui, el, și noi știm că e vorba de regele David, mă învăța atunci și îmi zicea, și în mod repetat în cele 10 versete, principiul fundamental se repetă. Versetul 5. Dobândește înțelepciune. Dobândește pricepere. Versetul 7. Dobândește înțelepciune și cu tot ce ai, dobândește priceperea.
M-am uitat aici la dumneavoastră și când v-am văzut tineri și frumoși, ba când au mai venit copiii aceia între 10 și 12 ani, i-am zis fratelui Cornel, dacă trăia Nebucadnețar acum și venea pe aici, sigur voia să ia dintre dumneavoastră, să-i ducă în Babilon și să-i slujească. Nebucadnețar a murit de mult, sunt peste 2500 de ani de atunci, dar spiritul lui este foarte, foarte activ și în mod deosebit în Europa noastră, deși se dă frâul liber omuciderilor, avorturilor, oricăror metode contraceptive, cei ce scapă de acele legi draconice constituie o mare pasiune pentru diavolul să-i aparțină. Astfel, în țări se încearcă să se coboare vârsta de la care copiii să fie preluați și educați și cât mai repede să ne fie luați și să fie instruiți după nebunia vremii noastre. Citeam că într-o gădriță pilot din Suedia, băieții sunt puși să facă lucruri finuțe, cum ar fi să coasă cu acu, și fetele să dea cu bolovan și să spargă. Ca pe băieți să-i feminizeze și pe fete să le masculinizeze. Dragii mei, ca părinți, ce puteți face într-o asemenea generație? Au mai fost vremuri grele, să ne amintim de momentul acela, de fapt, de vârsta aceea de oameni din Egipt, când nu era ecograf și așteptau mamele cu emoție să vadă ce-i băiat sau fetiță. Moașele evreilor le-a fost ruptă inima și nu procedau așa cum era decretul. Dar cu siguranță era o lege, erau pedepsiți și băieții să fie aruncați în Nil. Și în vremea aceea spune Scriptura că erau mulți copii care se nășteau. Dragi părinți, ascultați-mă bine ce a spus un tată fiului său. Principiul fundamental, repet, în educația, în creșterea copiilor este acesta, dobândește înțelepciunii. Adică, să mă explic, Solomon spunea că tata lui l-a învățat asta până era, cum zice Scriptura despre Samuel, mic de tot. Vă rog să vă imaginați plastica să vă fie ușor de reținut. Până-i copilul de un an, doi, trei, cât mai repede posibil, înainte de a ieși din casă, de a fi obligat să meargă la grădiniță și la școală, să-i spună tata și mama, fii atent! Dragul meu băiețel, iubita mea fetiță, în stradă te așteaptă două doamne. Ambele îți vor zâmbi și vor vrea să mergi cu ele. Una se cheamă înțelepciunea, cealaltă nebunia. Și eu sunt într-un timp contra cronometru. Să te instruiesc, drag copil, ca pe când ieși în stradă, nu cumva să încurci doamnele. Că ele vor vrea să te ia în brațe. Vreau să-ți explic cum arată înțelepciunea și de cum o zărești în brațele ei, de mânuță, să nu te lași de ea nici când îi mergi din sor, cu ea de mână să mergi. Că dacă te duci cu ea, ai câștigat totul. De cum va nimerești în brațele nebuniei, îi vai de tine și necaz de mine. La Londra, doamnele astea umblă pe stradă? E figurativ vorbind, așa cum scrie în Cartea Proverbe, capitolul 1, versetul 20. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. Capitolul 9, citesc de la versetul 1, înțelepciunea și-a zidit casa și-a trimis slunge și strigă de pe vârful înălțimilor cetății. Veniți de mâncați din pâinea mea și copiii noștri sunt invitați.
Mulțumim Domnului că și aici, în această sală de sport, s-a întins și după masa asta, masa înțelepciunii. Și suntem chemați să servim. Și iată că s-a lungit slujba, că a fost o masă mai bogată. Dar scrie în același capitolul 9, citesc de la versetul 13, nebunia este o femeie gălăjioasă, care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, ba pe un scaun, pe înălțimile cetății, să strige la trecători. Veniți, apele furate sunt dulci, pâinea luată pe ascuns este plăcută. Și invită și ea pe toți. Din cât știți dumneavoastră, la care masă sunt mai mulți? Că har Domnului sunt mulți în după masa asta aici, dar... Spuneau frații de la Muntele Sionului, de unde a fost dimineață, că atunci când se adună la Wembley, ai noștri nu m-au pe unde parca, că stare mulți ceilalți. Da, stimați părinți, știm că vă iubiți copiii și că ați vrea să faceți totul pentru ei. Mai suprem decât toate este să îi motivați să iubească înțelepciunea. Asta le va asigura un viitor fericit. David voia să-și facă fiul rege. I-a promis mamei lui Batșeba, dintre mulți fii, pe al tău vreau să-l fac rege. Și ca atare trebuie să mă ocup de el. Și vă citesc din cartea 1 Cronici, că așa de bine ia 1 Cronici, capitolul 22, așa de bine i-a prins lecția asta a lui David, lui Solomon, încât n-a uitat-o nici după ce a murit tatăl lui. Repet că David a repetat de 4 ori, dobândește înțelepciune. Și când a fost Solomon rege, s-a dus pe înălțimea Gabaon și-a adus jertfe multe. Și Dumnezeu, cum știți, s-a arătat în noaptea aceea și i-a zis, ce vrei să-ți dau? Ce a zis Solomon? Știi toată lumea, dă-mi înțelepciune. Dar de unde e ideea asta? 1 Cronici 22 cu 12, numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere. Adică tata lui spunea când era micuț, de 2-3 ani, Solomon, tu în viață să-ți dorești un singur lucru, să devii înțelept. Și când era tata bătrân pe pat și Solomon de acum pe tron, a mai strigat bătrânul odată, numai să-ți dea Domnul înțelepciune. Și când nu s-a mai auzit vocea bătrânului, s-a auzit vocea fiului, tată, Doamne, tata mi-a dorit ceva. Dă-mi Tu, Doamne, înțelepciune. I-a dat Dumnezeu? De ce v-am spus că acesta e principiul fundamental? Că dacă îți dă Domnul înțelepciune, cu înțelepciunea vin toate acasă. Înțelepciunea locomotiva și în vagoane tot. Dar pe unii nu-i duce mintea și cer vagonul, dar fără locomotivă nu merge. Unii vor avere, alții frumusețe și este vagon cu fiecare din asta. Dar dacă nu-i locomotivă... Cine să ți-o aducă acasă? A zis Dumnezeu, fiindcă n-ai cerut nici vagonul ăsta, nici vagonul ăsta, ai zis numai locomotiva, lasă că leg eu vagoană. Și-au sosit la Solomon aur cu vagoane, oamenii veneau, că fost și vagoane de călători, veneau toți să audă înțelepciunea lui Solomon, că înțelepciunea este un izvor de viață. Dragul meu, copilul este un pom, sădește-l lângă izbor, ca să nu se usuce. Degeaba vrem noi copiii noștri să-i sădim unde vor ei, în pustia lumii acesteia, și să punem în ei flori de jucărie și desene animat. Se vor usca, dar cei sădiți lângă izvorul de apă vor fi verzi în toată vremea. Și nu contează ce vremuri vor veni. Fii aceia înțelepți din Babilon, în speță Daniel în prim plan,
Dumnezeu s-a folosit de el și s-a dovedit că înțelepciunea a fost de mare preț. Și spunea Daniel, în textul nostru este cererea, în Daniel capitolul 2 este primirea și răspunsul de mulțumire, scrie aici în versetul 20, capitolul 21, 2:21, El dă înțelepciune, El descoperă pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te laud că mi-ai dat înțelepciune. O, fie ca peste an copiii dumneavoastră să spună rugăciune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune, mărit să fie Domnul. Da, nebunia îi așteaptă la stradă. Și atâta nebunie în lumea asta. Vreau să vă arăt în primul rând și asta să vă slujească în educația copiilor în acest principiu fundamental, motivați-vă copiii arătându-le destinația finală și chiar parcursul spre ea. Iată cum își motiva David propunerea ca fiul lui să facă tot numai să primească înțelepciune. Vă rog, rețineți. Am citit din Proverbe, capitolul 4, versetul 7. Și cu tot ce ai, dobândește înțelepciune. Să ne imaginăm că un fiu are 10.000 de euro. Și spune tata, du-te la piață și cumpără înțelepciune. Și zice băiatul, dar tată, ce sumă să mă ridic să dau pe ea ca să o cumpăr? Măi băiete, de cum vă întâlnești, scotocești toate buzunarele. Ca din pilda aceea, se duce și vinde tot ce are. Și fiul să spună, da, tată, dar dacă dau pe înțelepciune toți banii ce mai rămân, nu mai rămâne altceva să cumpăr nimic. Dar v-am spus că înțelepciunea le aduce ea pe cele pe care trebuie. Și în motivație spune David așa, citesc de la versetul 8, înalți-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Versetul 10, anii vieții tale se vor înmulți. Ce promisiuni binecuvântate! Versetul 22, viață, sănătate, toate le aduce înțelepciune. Capitolul 2, versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta, cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Chipzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, nu-ți mai trebuie nici bodyguard. Le ai pe toate. Când va fi să te însori, acum la ăștia care sunt mai mari, că am văzut că deja vă cresc copiii aici și sunt învățați ca cei din Babilon, pe limba lor. Și scrie în capitolul 24, vorbim de folosul înțelepciunii. Prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește. Și când băieții vor fi mai mari, vor putea să priceapă că femeia frumoasă și fără minte nu-i de dus în casă, că se compară cu animalele de la grajd. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Cum să nu dai tot ce ai pe înțelepciune când se aduce toate comorile și de preț și plăcute? Și asta e numai pe parcurs, dar ascultați capătul. Proverbe, capitolul 8. Am dat microfonul la înțelepciune, acum vorbește ea. Versetul 6. Ascultați-mă căci am lucruri mari de spus. Versetul 12. Eu înțelepciune am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. 14. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, mea este puterea. Versetul 20. Eu umblu pe calea nevinovăției. 21. Să dau adevărată moștenire celor ce mă iubesc. Și se încheie pledoaria ei, invitația la masă. 33, ascultați învățătura mea să vă faceți înțelepți. Cel ce mă găsește, găsește viața. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea și bată-mă sufletul,
toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Da, trebuie să le spunem copiilor noștri. Așa a făcut Dumnezeu, părintele. A zis, dacă mă asculți, spun înainte viața și moartea. Înțelepciunea duce la viață aici și viață eternă, nebunia duce la chin și viață și moarte veșnică. Asta spune în Proverbe, capitolul 9, că invită nebunia pe a ei la masă, dar bieții de ei nu știu că-s fără minte. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Acolo duce drumul nebuniei, după cum scrie și în Proverbe 7, despre femeia imorală. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Și fac aici o paranteză să mă asigur că cei ce trebuie să-și învețe copiii să dobândească înțelepciunea sunt ei, în primul rând, înțelepți. M-a sunat un bărbat, zicea că e însurat de 20 de ani, deci avea vreo 40. Și a zis, frate, mi-am deschis cont pe Facebook cu nevastă. Deci eu mi-am dat seama că pe acolo mi se trage moarte. Și am ieșit repede cu ceva răni pe mine. Dar ea nu a vrut să mai iasă, n-a mai putut o trage. Și-a parolat contul și-a continuat viața ei virtuală și acum s-a dus de tot în lume. Și îmi zicea el, redau cuvintele lui, blestemată să fie ziua în care mi-am deschis cont pe Facebook. Voi ați blestemat-o sau încă nu? Urmează. Cine stă la aceste mese nu știe că e oaspetele în văile locuinței morților. Dar la masa înțelepciunii să aduc bucate din raiul lui Dumnezeu. Ai pace în casă, liniște și vine Domnul după noi să ne ducă în slavă. Mărit să fie Domnul. Asta e principiul fundamental în educația copiilor, să dobândească înțelepciunea și să fie feriți de nebunia care îi paște la tot pasul. Pun, dar ce am spus până aici e teorie. Să devin concret și practic. Știți ce e înțelepciunea? Scrie în mai multe locuri în Biblie. Are o definiție interesantă. Scrie în cartea Iov, capitolul 28, despre descoperirile tehnologice care le-au și în vremea aceea. Și apoi se pune o întrebare, versetul 20, dar de unde vine înțelepciunea? Unde e locuința priceperii? Și se încheie cu versetul 28, uitasem cuvintele lui Iov. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. De fapt, cum v-am spus, ca să fiu practic, știi ce înseamnă să dobândească copilul tău înțelepciunea? Să-l ajut să conștientizeze că noi trebuie să trăim în prezența lui Dumnezeu. Să-i spui, copile, Domnul Iisus ne-a asigurat pe noi că dacă-s doi sau trei, El locuiește aici la noi. Doi am fost până n-ați venit voi, de la trei în sus când ați apărut voi. Despre noi s-o vorbi Domnul. Și asta scrie și în Proverbe. Vă citesc din capitolul 1, versetul 7. Frica Domnului este începutul științei. Asta e înțelepciunea. Să conștientizeze tata și mama întâi și să-l ajute pe copil să înțeleagă că noi pe pământ trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt unii care au plecat să se însoare, ca Iacov, care au crezut că Dumnezeu nici nu vede bine ca bătrânul Esau, ca Iacov, Isaac. Și-a lăsat Dumnezeu scara lângă băiatul ăsta plecat și îngerii navetau și dimineața când s-a trezit ce a zis? Ce frică mie! Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am? Auzi, n-ai vrea să știi asta de drept și de fapt și să trăiești ca atare, ca în prezența lui Dumnezeu?
Ia spuneți-mi repede, care dintre voi ați îndrăzni să vă certați dacă ar fi numai un înger de față? Hm? Ori din politețe, ori de frică, n-ați avea curaj. Dreptul e. Da, să fii conștient că e Domnul Iisus la tine în casă. Te scapi să clevetești. Ori de politeții, ori de frică. Dragii mei, nu-i poveste. Domnul a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu ne-a promis să coboare și El e Emanuel care locuiește cu noi și vrea să ne ducă în slavă, să trăim în prezența Lui. Asta e înțelepciunea, să nu trăiești în absența Lui Dumnezeu. Să-ți conștientizezi copiii, dragii mei, Dumnezeu ne vede. Lui Dumnezeu îi place un anume mod de viață, diavolul vrea să ne înșele. Noi, dragi copii, asta să le spuneți, avem de-a face, de fapt, nu cu înțelepciunea și cu nebunia, ci cu Dumnezeu sau cu Satana. Cine vrei să-ți ducă copilul de mână, Dumnezeu sau Satana? Apoi, dragul meu, dacă îl pui la desene animate, și o să spună unele mămici, dar stă cu minte, că leagănă diavolul. De nici nu știe pe ce lume îi. Da, da, toate mămicile și tații care puneți copiii să vă vizualizeze desene animate, îi dați în brațe la diavolul să-i legene. Dar nu o să-mi spuneți că acele mâzgălituri le-a creat Dumnezeu. Îi mergeți în vacanță, scoateți copiii în natură, arătați-le răsăritul și apusul de soare și spuneți, asta e creația lui Dumnezeu. Cântați acolo sub cerul liber, îngenunchiați pe mal unui râu, dacă vă opriți, pe drum și lăudați pe Dumnezeu. Să vadă copilul că tu trăiești în prezența Domnului și cu bucurie pot să spun că David putea să argumenteze asta când i-a zis lui Solomon. David spunea, scrie în Psalmul 16, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Și l-a auzat Solomon pe tata David cum cântă, mărit să fie Domnul. Și iar mai compunea tata un psalm și ce frumos e să cânte și mama, că asta e înțelepciunea, să nu trăim fără Dumnezeu, ci cu Dumnezeu. Cum să nu fii fericit cu Dumnezeu? Da, Dumnezeu te poate ajuta. Îmi spunea o soră, a dat examen pentru doctorat și s-a gândit, păi cum mă duc la examen acolo? E o comisie, e vorba de examinare orală. Mă duc așa îmbrăcată, cu batic în cap, cum umblu eu. S-a dus la rugăciune și a fost o vedenie pentru ea. A zis, Domnul, printr-o soră de 90 de ani, sora Saveta de la Corpadea, și te-am văzut că trebuie să treci un prag, un braț de cutii, și dădea să spice baticul din cap și nu mă văd că te-ai prăbușit peste pragul cutiile în brațe, tot s-au împrăștiat. Și-a zis, așa mă duc, dar sunt unii profesori porniți să mă respingă. Și i-a dat Dumnezeu înțelepciune, n-am timp să vă povestesc asta, la oral, apoi s-a dus, l-a scris. Și a început să scrie. Și a zis ea, redau textual cuvintele ei. Frate, am fost ca un predicator la care îi se dă. Am scris 18 pagini și jumătate. Și într-o dată n-am auzit să scriu. Și nu mă aud. Timpul a expirat. Nu mai era cazul să-i dicteze nimeni. Dar se pregătise ea. Dar Dumnezeu a făcut să-și aducă aminte, să le compună. Și când s-a dus să vadă rezultatele, a zis așa ca o pocăită, m-am uitat de jos în sus. Am ajuns la linia de care deasupra s-a admis și, băi, deci nu-s respinsă, caut, caut, nu-i, prima, 10 curat. S-a dus la secretariat și a zis, felicitări, în ultimii ani la noi, pentru admitere la doctorat, n-a mai fost 10 curat. Când umbli cu Dumnezeu, te poate introduce în cel mai mare birou, dacă vrea. Dumnezeu te poate face rege, dacă asta și-a pus în plan. Dumnezeu te poate ajuta la căsătorie, te poate binecuvânta, asta e înțelepciunea, să-i spui copilului tău, ai șansă să-L cunoști pe Dumnezeu și să umbli cu El. Așa a umblat Enoch, de îndată ce au început să-i se nască fii și fiice,
Cred că le plăcea la copiii lui Enoch să-l vadă. Și într-o zi a plecat Enoch să fie cu Dumnezeu. Așa umbla și noi. Așa dorește Dumnezeul nostru să vină în casele noastre. Mărit să fie Domnul. Să te însoțească la Londra, când te întorci într-o parte, în alta. Noi putem să învățăm pe copii un set de reguli, vor fi bune. Dar cred că ăsta e principiul fundamental, să prindă ideea asta, înțelepciunea. Și asta, mă întorc la Proverbe, capitolul 2, spune aici, versetul 5, atunci vei înțelege frica de Domnul, căci Domnul dă înțelepciunea. Adică n-am eu cum să-l instruiesc pe copil peste tot ce să știe și cum să fac. Dar cum a zis Domnul Iisus, vor fi momente critice când vă vor ancheta și Duhul Sfânt vă va da chiar atunci ce aveți de spus. Acesta e Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Lui. Să vă dau un exemplu, ca să observați că echivalența dintre a avea înțelepciune și a umbla cu Dumnezeu. E același lucru. Scrie în Biblie că Iosif a ajuns în Egipt, așa-i? Ce scrie acolo? Domnul a fost cu Iosif. Mai departe, a ajuns în închisoare. Domnul a fost cu el. Și când l-a chemat faraon, acum oforându-l lui Iosif să spună cu cine umblă, și-a zis, măi, deștepte, cum ai priceput? Ce-a zis Iosif? Nu eu, ci Dumnezeu care-i cu mine. Și administrator, și în închisoare, Dumnezeu cu el. Și ce-o zis faraon mai departe? Ce înțelepciune ai! Am găsit noi un om ca acesta să aibă atâta înțelepciune? Dar de unde avea Iosif înțelepciunea asta? Din prezența lui Dumnezeu, din umblarea cu Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui este pricepere. Și îți spune Dumnezeu la momentul potrivit tot ce ai nevoie. Și aș vrea doar un aspect tot aplicativ să mă aduc în față. Scrie aici în Cartea Sfântă, în mai multe pasaje biblice, eu mă opresc la Deuteronom, capitolul 4, legat de înțelepciune și vă citesc de la versetul 6. Vorbea Moise despre legile sfinte. Dar știți cum a primit Moise legile sfinte? L-a auzit pe Dumnezeu. Ce a primit înscris cele 10 porunci, așa a auzit. Dumnezeu vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Moise tot ce a zis, că scrie de nenumărate ori, de atât multe ori în Biblie, Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Și de aici s-a tras înțelepciunea evreilor și avem asta în Scriptură, că sunt cuvinte care le-a zis Dumnezeu la alții și adesea ni se potrivește și nouă. Și dacă întâlnim în viață vreo situație ce n-a vorbit Dumnezeu la alții și nu-i scris în Biblie, ne-o vorbește Domnul nouă direct prin Duhul Sfânt. Sau prin cugetul nostru, Dumnezeu ne poate șopti, mărit să fie Domnul. Să le păziți, să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea poporului care vor zi, vorbiți de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Deci, citiți-le din Biblie și din când în când, repetați expresia asta, Domnul a vorbit, noi l-am auzit sau l-au auzit alții, noi am auzit de la ei și noi vă spunem vouă. Și spuneți-le, dragi copii, în viață, tot ce facem trebuie să întrebăm pe Domnul, așa proceda Moise. A apărut o situație inedită, ce să facem? Și-a zis, stați aici, că mă duc și întreb pe Domnul. Și Domnul a vorbit și a venit și le-a spus. O, de-ar fi părinții purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu în casele lor, aceasta va fi cea mai binecuvântată stare să transmiteți copiilor dumneavoastră adevărurile sfinte, care să le folosească în viață, în toate împrejurările. Și vă dau un sfat. Solomon spunea că l-a învățat tata foarte timpuriu.
Acum nu era cazul să-l învețe până nu era înțercat cum să se însoare, nu? Dar scrie la finalul cărții Proverbe că o mamă și-a învățat fiul tot la gândul să-l facă rege, cum să se comporte și ce fete să caute. Da? Și toate acestea care îi învățați în primul rând din Biblie, puneți-le sub titlul acesta, Domnul a vorbit, din gura lui a ieșit sfatul acesta. M-a sunat pe mine un tânăr și spune, frate, și dumneata crezi ca tata, că nu-i voie să vedem filme și să merge să mai jucăm câte un meci. Și dintr-o dată așa îmi dăm Domnul lumină și spun, da, dragul meu, cine-s eu și cine-i tatăl tău ca să stabilim regulă? Ia pune-te tu pe genunchi, ia vreo zi de post și întreabă pe Dumnezeu să vezi ce zice, e bine ce vrei să faci. Invitația asta ți-o adresat-o Domnul sau vine din sursa diavolului? Și am zis, te rog, sună-mă când ți-a spus Dumnezeu vreo vorbă. Nu m-a mai sunat, nu știu, nu l-a întrebat, nu i-a răspuns, nu a vrut să fie de acord cu ce i-a spus. Am auzit de tineri care au vrut să căsătorească și unii se iau așa, după ochi, dar alții se roagă și-mi vine în minte o profeție în care Domnul spunea, nu vă spun conținutul, numai începutul profeției, fiindcă m-ai întrebat și vrei să ții cont de ce ți-am spus. Dumnezeu vrea să ne vorbească. O, fie ca glasul lui să răsune în casele noastre. Recapitulez și mă opresc aici. Spuneți-le copiilor că îi așteaptă în stradă două doamne sau doi domni, dacă sunt băieți. Unul se numește Domnul Dumnezeului Israel și altul se numește Domnul Puterii Văzduhului care lucrează în fiii neascultării. Fiecare invită la o masă. Da, e de servit ceva. Numai că la o masă sunt mâncăruri otrăvite și la cealaltă masă este pâinea vieții. Fie ca noi să fim cei ce servim întâi. Am spus eu odată la un tată, frate, televizorul în casa ta va face rău copiilor tăi? Nu, frate, că noi le alegem. Ce să alegi? Dacă ai fi tu proprietarul postului de televiziune, ai putea să alegi. Ați îndrăznit să alegeți dintr-o farfurie de ghiveci parte din bucate otrăvite să mâncați celelalte? Ați îndrăznit? Ca să observ în cazul acelui tată, puțin mai târziu, că viziona un meci împreună cu băieții. Și atunci ce să le spună el la copii să nu mănânce de la masa nebunii, că el avea un sandwich în gentuță. Stimați părinți, să vadă copiii dumneavoastră că trăiți cu Dumnezeu. Ei au de ales. Dar să știe că Dumnezeu care ne-a invitat pe noi, îi cheamă și pe ei. Să știe că Dumnezeu ne poartă de grijă. Și să știe că Dumnezeu ne invită apoi la nunta sa în slavă. Puneți-le în față ofertele, motivații. Asta e cea mai mare onoare care ne oferă Dumnezeu invitându-ne. Să binecuvinteze Dumnezeu părinții și copiii. Și să fim cu toți la masa-i sfântă. În fiecare zi și pentru vecii vecilor. Amin.